Bună săgetător și bine ai venit la previziunile pentru luna mai. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia săgetător, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre zile bune, zile mai puțin bune. Discutăm pentru dragoste, atât pentru cei singuri, cât și pentru cei aflați într-o relație. Și tot acolo discutăm uh, despre bani, despre muncă, pentru că și acolo se întâmplă lucruri, bineînțeles. Apoi clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru săgetător în această săptămână. Bun stau uh, uh, sau în, a, uh, în luna mai, îmi cer scuze uh, pentru săgetător, luna mai este despre muncă, este despre sănătate, despre vindecare și despre rezolvări care apar pe bandă rulantă privind uh, munca sau privind sănătatea. Bineînțeles că săgetătorul este foarte bine susținut undeva pe la mijlocul lunii mai să rezolve o problemă, fie de sănătate, fie este vorba despre a rezolva o problemă la muncă sau despre a rezolva o problemă care ține de acte pentru muncă, ceva de genul ăsta. Deci foarte multă susținere pentru săgătător. Poate să fie o avansare la muncă, poate să fie o veste bună de la un șef, na, da? ceva care se rezolvă ca prin magie. O stare mai bună de sănătate, da, deci um, faptul că îți revii, că te simți mai bine. Și bineînțeles că săgetătorii, în special, ar trebui să fie mai atenți în perioada 22-26 mai. Uh, Jupiter al vostru va fi pe grada naretic în niște aspecte pozitive cu Neptun, însă aș recomanda săgetătorilor o mai mare atenție pe sănătate, pe relația cu rudele, uh, în special pe Ideea de a accepta anumite schimbări, anumite ruperi, anumite transformări, deci acolo săgetătorul ă, trebuie să fie puțin mai atent și de ce nu să fie deschis în fața lucrurilor care care se petrec. Ei uite luna mai începe cu o lună nouă în taur. Este o lună nouă bună care e cu abundență, e cu bucurie, e cu fericire. Este o lună nouă care se produce pe casa a șasea. Asta înseamnă pentru săgetător noutăți care apar la muncă sau noi colegi de muncă, o nouă rutină zilnică, un nou loc de muncă, un nou mod de a acționa. Poate este vorba și despre o noutate privind sănătatea ta, posibil și acest lucru. Însă eu cred că sunt lucruri benefice pentru, pentru tine. Pe de altă parte, Uh, uite, pe 23 mai avem o lună plină în Zodiata, lună plină care e normal, activează axa 1-7, este o axa relațiilor cu ceilalți și este un moment în care săgetătorul ia o hotărâre importantă privind viitorul unei relații, viitorul unei colaborări. Poate să fie un moment în care crești, înflorești. Uh, tot pentru săgetător, uh, uite, finalul lunii mai vine cu o ușurare pentru tine. Uh, începând cu uh, 20 mai, respectiv 23 mai, soarele și cu nu se vor muta în semnul gemenilor, iar asta înseamnă că pentru săgetători relația cu ceilalți se îmbunătățește, spre final de mai poți să cunoști pe cineva sau se poate amplifica ideea de dragoste, iar alții cu siguranță veți trece prin perioade în care relațiile voastre sunt mult mai bune, mult mai liniștite, mult mai frumoase și marele eveniment este intrarea lui Jupiter, uh, guvernatorul vostru în semnul gemenilor la final de mai, mai exact pe 26 mai, stă acolo până pe 9 mai, deci aveți timp să vă până pe 9 iunie 2025, deci aveți tot timpul din lume să vă bucurați de energia lui Jupiter. Vă pot veni foarte mulți clienți, cei care lucrați cu oamenii. Puteți să aveți noroc pe zona de procese, pe zona de pe zona juridică. Um, relația cu partenerul se poate îmbunătăți sau uh, intrați în contact cu extraordinar de mulți oameni, uh, începând cu sfârșitul lunii mai 2024 până în iunie 2025. Dar despre Jupiter acolo în gemeni o să mai discutăm. El nu se simte bine în gemeni, dar uh, măcar zic eu că pe unde trece aduce și lucruri bune. Cam atât în mare parte. Vreau să vedem și arhanghelii ce transmit pentru săgetător, ce trebuie voi să știți. Luna mai. Ia să vedem noi ce fac săgetătorii luna mai. Ei, uite, avem așa alungarea entităților adverse. Numărul 30, foarte important pentru tine, sau cifra 3. Culorile importante, galben, albastru, verde, roșu, auriu, iar arhanghelul Jofiel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Te ajut să-ți alchimizezi limitările în lumină divină. Sunt păzitorul porții paradisului și te inspir să deschizi poarta fericirii paradiziace din ființa ta. Te protejezi de influențele negative. Foarte frumos! Uh, Săgătătorul uh, reușește să deschidă poarta fericirii în viața sa. Reușești să alungi acele lucruri care ție nu îți sunt de folos, acele lucruri care te trag în jos din punct de vedere energetic. Hai să vedem tot pentru săgetător și tarotul ce transmite, ce trebuie să știți. Hai să vedem pentru săgetător. Hai să vedem. Trebuie să știți. Ok, a început citirea cu Arcana Major, puterea care este energia generală pentru acest an, 2024. Sem că luna mai are o importanță mare pentru săgătător. Cred acest lucru pentru că, așa cum am spus, Jupiter va face niște aspecte. Destul de ciudate, mai mult decât atât, schimbă zodia, deci uh, sunt lucruri mari pentru pentru săgetător. Începem cu asul de spade la baza pachetului, turnul, moartea, ok. Uh, săgetătorul ia niște hotărâri radicale în luna mai, evenimente total surprinzătoare care se petrec pentru tine. Și care vorbesc despre un adevăr, despre o hotărâre mare, despre un nou început, uh, despre o veste clarificatoare, că și cum se ridică sabia. Da, se ridică sabia. Apoi avem aici Arcana Majoră, Puterea, o legătură cu Zodia Leu, dar și o lună mai în care relațiile tale pot fi sub semnul pasiunii, pot fi sub semnul confruntărilor. Dar în același timp zic eu că mulți săgetători veți reuși să depășiți un anumit impas sau veți reuși să depășiți ceva anume împreună cu partenerul vostru sau împreună cu oamenii din jur. Da? Veți trece printr-o provocare, doi de monede la baza manifestărilor tale care înseamnă că în luna mai tu te vei confrunta sau mă rog vei fi prins da? între două locuri de muncă, două persoane, viață privată, viață personală prieteni versus familie. Și prins aici cu tot felul de lucruri. Șapte de, moned, șapte de cupe în inima ta, deci tu aici ai foarte multe oportunități în luna mai. Uh, parcă nu-ți vine să crezi sau nu știi ce să crezi, poate nu știi ce să alegi din punct de vedere personal. Poate e vorba aici de uh, iubire, copii, familie, viață privată, partenerul tău. Însă văd aici mai multă confuzie, da? Cavalerul de monede, o legătură cu, cu, o persoană mai tânără, dar văd și săgetători care fac drumuri în luna mai, drumuri pentru a rezolva lucruri legate de muncă sau poate să fie și o lună mai în care reușești să stabilizezi ceva, reușești să rezolvi un anumit lucru. Dar ideea de drumuri și de vești, toate astea sunt foarte, foarte intens aspectate. 10 de cupe aici avem casa și familia sunt importante pentru săgetător în luna mai, dar văd aici și pe cineva care are un anumit ideal. Este o persoană care își dorește foarte mult un anumit lucru, este cineva care are casa, are familie sau cineva care face parte dintr-un grup de oameni foarte dragi sufletului, da regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Uh, în casă și în familie ai pe cineva care vrea să aibă grijă de tine sau este o persoană blândă, este o persoană stabilă financiar, este o persoană sigură pe ea, însă ce mai văd tot pentru săgetător este... Faptul că reușiți voi aici să aveți susținerea unei persoane care este stabilă material, este o persoană blândă, este o persoană bună, persoană iubitoare. Cineva aici care își dorește casă, familie, stabilitate. Faetonul, o legătură cu Zodia Rac. Uh, faetonul aici să știi că vorbește despre cineva care se gândește intens la un drum, să facă un drum. Sau faetonul poate să însemne și Faptul că la muncă poți primi o avansare, cineva se gândește să lupte pentru tine sau cineva se gândește să-ți ofere poate o anumită uh, provocare. Însă aș zice eu că săgetătorul are pe cineva în jur în luna mai sau în general vei avea persoane luptătoare, stabile, care știu ce vor. Aici poate fi cineva care conduce mult sau care e la distanță. Dragi acestea au fost previziunile generale pentru luna mai. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și nu uita că dacă dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre zile bune, zile mai puțin bune. Discutăm despre dragoste pentru cei singuri, pentru cei aflați într-o relație. De asemenea, discutăm despre bani, carieră. Apoi clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru săgetător în luna mai. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături. Și să ne revedem cu bine și data viitoare, o lună mai cât mai frumoasă îți doresc!